Încheiem o săptămână plină de ceremonii dedicate regelui Mihai din clipa în care a pășit pe pământ românesc și până la înmormântarea de la Curtea de Argeș. Au fost și 3 zile de doliu național în care românii și-au plâns ultimul monarh. Despre semnificația acestor momente și despre lecția pe care regele ne-a dat-o chiar și după moartea sa, vorbim acum cu Mihai Constantin și Camelia Cichi în direct de la Palatul Regal. Camelia, Mihai, cum au fost toate aceste zile pentru voi? Bună seara, bun găsit tuturor. Vreau să încep prin a spune un lucru. Pentru a fi contemporan cu o eră, cu o perioadă, nu este suficient să trăiești în acele vremuri. Trebuie să înțelegi ce trăiești, trebuie să asimilezi, trebuie să interacționezi. Iar această săptămână a fost pentru foarte mulți dintre români o șansă de a fi contemporani cu regele Mihai, cu vremurile pe care le trăiesc. Iar aici, ca media, cred că ești de acord cu mine, deja la această oră coabitează, a spune, profanul cu sacrul. Vedem o cale a Victoriei redată traficului intens, chiar dacă este sâmbătă seară, dar vedem aici pe trotuarul de la Palatul Regal, aș numi eu o curiozitate pioasă. De când am ajuns aici, cred că peste 1000 de oameni au venit în pelerinaj pentru a vedea mesajele lăsate de conaționalii lor în memoria și în semn de recunoștință pentru regele Mihai. Eu văd, hai să văd partea emoțională. Mi se pare o atmosferă incredibilă aici. Oamenii vin, se opresc, fac fotografii, încă mai aprind lumânări, citesc mesajele, își aduc copiii să vadă și să fie martori la acest eveniment istoric. Așa a fost toată săptămâna și mi se pare extraordinar că oamenii s-au întors în sfârșit nu doar la regele Mihai, ci chiar spre istoria noastră, istoria adevărată a României. Da, bine, vremurile pe care le trăim chiar și din 90 încoace nu fac istoria falsă. Este o istorie poate deturnată și niciodată corectată, ar spune mulți dintre analiștii care au fost inclusiv la televiziunea română astăzi. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, eu aș aprecia faptul că de miercuri de la ora 11, atunci când aeronava militară a aterizat pe aeroportul Otopeni, am văzut o ceremonie extrem de coerentă, am văzut rigoare, am văzut decență, am văzut solemnitate, am văzut durere, dar manifestată într-un mod cum nu credeam că este posibil. Să vorbim și de solemnitatea acelor momente, nu-i așa? Am avut ceremonii militare, se recunoaște faptul că majestatea sa este ultimul mareșal, a fost ultimul mareșal al armatei române. Au venit foarte mulți oameni să-l întâmpine acolo pe regele Mihai, să-i spună bun venit, majestate. A fost momentul castelului Peleș, o zi de o încărcătură emoțională fenomenală. Acolo oamenii simpli nu au avut acces, însă am putut vedea în liniștea aceea din Sinaia, durerea era aproape palpabilă și din nou ceremonialul funerar monarhic, inedit pentru cei mai mulți dintre noi, ne-au arătat cum de normale pot fi lucrurile chiar și în momente de mare durere. Acolo era normal ca majestatea sa să ajungă la castelul Peleș, pentru că acolo s-a născut, acolo și-a început primii ani ai copilăriei, nu-i așa? De acolo a condus țara în timpul războiului, mai târziu acolo a stat pe perioada grevei regale, acolo a stat după ce nemții au bombardat, nu, Palatul Regal de aici, din spatele nostru. Dar mai mult decât atât, ce am văzut și ceea ce mi s-a părut extraordinar și ceea ce a reușit regele să facă acolo, să aducă toți reprezentanții țărilor care au ambasade, toți diplomații acreditați la București și încă un lucru senzațional, reprezentanții instituțiilor din România, dar și din Republica Moldova, nu-i așa, simbolic, România Mare a fost acolo refăcută. Acum aș vrea, mă hazardez poate într-un comentariu, pentru care o să plătesc dacă este cazul, am observat o remușcare din partea foarte multor autorități române care i-a oferit regelui Mihai toate onorurile posibile, e drept postum. Am văzut acea trecere pe sub Arcul de Triumf, absolut impresionantă, la care majestatea sa era cât se poate de merituos să o facă. Din păcate a făcut-o în sicriu și nu simbolic, măcar călare, așa cum... S-a întâmplat în urmă cu 25 de ani, în primăvara lui 1992, când mulțimea, acel 1 milion de oameni care l-a întâmpinat, a venit
și l-a luat pe sus, în brațe, pe majestatea sa și l-a trecut. Noi, Televiziunea Română, am dat aceste imagini și eu la ora regelui, emisiunea despre regele Mihai, pe care sper ca oamenii să o descopere cât mai mulți oameni. Cei care și poate să o redescopere uitându-se în episoadele anterioare pe care le-ai realizat până acum, să-și dea seama de semnificația lor. Am spus de ea acum, Mihai, pentru că am auzit foarte mulți oameni spuneau că majestatea sa nu dădea interviuri sau că nu aveau de unde să învețe toate aceste lucruri. Cred că au de unde să învețe. Televiziunea Română face această emisiune de 5 ani. Noi, cei care o realizăm, facem filme documentare de foarte mulți ani. Vreau să mai punctez un singur lucru. Nu întâmplător facem această transmisiune la finalul acestei zile de doliu, extrem de dureroase și de triste, aici la Palatul Regal. Pentru că în momentul de astăzi, de la amiază, când sicriul a ieșit din Palatul Regal și a fost pus pe catafalc, acel prim contact, am putea spune, cu o mare de oameni care a venit să-și ia adio de la rege, a fost poate punctul culminant emoțional din punct de vedere al nostru. Și exact așa cum ai spus și tu, Televiziunea Română și-a făcut la superlativ misiunea astăzi, redând românilor și înregistrând pentru posteritate, pentru românii de azi și de mâine, această zi, această lecție și stilă de istorie, pe care dacă poate nu suntem capabili să o înțelegem la adevărata valoare astăzi, vom fi în stare să o facem undeva într-un viitor nu foarte îndepărtat. Camelia Mihai, vă mulțumesc și pentru această intervenție.